Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce se va întâmpla pentru persoanele din Zodia Balanță în viitorul imediat apropiat, respectiv în luna iunie, mai bine zis. Așa. Ce voiam să spun aici este că dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. De luna următoare trecem la etalările de tip 3 în 1, tarot, cafea, și flacără sau pendul cu răspuns da sau nu la o întrebare de-a voastră, oricare ar fi întrebarea voastră. Bun. Altceva? Cam atât. S-ar putea ca unii dintre voi să trebuiască să aveți grijă în această lună la 2 secunde. La uita. La rămâne blocați, nu neapărat că uitați pe bune, nu în sensul de pierderea memoriei, ci în sensul de mici blocaje pe care le experimentați exact în momente cheie în care dumneavoastră aveți nevoie de anumite informații și pur și simplu atunci nu vă puteți da seama de acele informații. Încercați pe cât posibil să respirați adânc, să vă calmați și să vă luați timpul necesar. Încercați să nu faceți la grabă absolut nimic. Succes, solitudine, chakra inimii și destin. Ioi, ioi, foarte faine. N-am ce să zic aici decât că e foarte bine. Ce vreau să vă zic în primul și în primul rând? Voi, indiferent de ce ați început, indiferent în ce proiect sunteți, indiferent în ce activați în acest moment sau în ce vreți să începeți să activați în luna iunie, este foarte bine, aveți doar răbdare, pentru că sunteți pe linia de destin, lucrurile bune urmează să se întâmple în viața voastră, intrați pe Dharma. Practic există, pentru cei care nu știu, karma și Dharma, da? Cu karma plătim ceea ce am greșit și așa mai departe, iar pe Dharma, în momentul în care noi începem să ne urmăm propria cale, intrăm pe Dharma și tot felul de sincronicități, evenimente foarte plăcute și neașteptate vin în viața noastră. Ce aș putea să zic aici însă este faptul că voi mai aveți atâtica până să reușiți să intrați pe Dharma și o să vă explic de ce. Voi aveți nevoie de un timp în singurătate, un timp în care să studiați și să vă studiați pe voi, în sensul în care să unii dintre voi aici chiar au de vindecat relația cu propria mamă, alții e nevoie să se studieze pe ei, pentru alții va fi nevoie să lucrați un pic mai activ cu traumele din copilărie. Dar de îndată ce reușiți să faceți asta, pentru că exact la asta se referă, aici este vorba de o chakra inimii care a fost într-o oarecare măsură blocată, dar cred că a fost blocată la alegerea voastră, în sensul în care voi ați vrut să vă protejați și ați zis, ok, eu gata, nu mai pun suflet, nu mai dau primul, nu mai ofer totul pe tavă oamenilor pentru că nu merită sau pentru că mă rănesc sau lucruri de acest gen. Ei bine, acum reușiți să treceți peste această fază și să vă deschideți din nou către omenire, către lume, către oameni cu o inimă deschisă. Să vedem întâi adversitățile pe care le aveți voi luna asta. Bun. Voi trebuie să înțelegeți că abundența vine către voi. Nu este o problemă. Pentru voi, cea mai mare problemă nu sunt banii. Puteți să vă focusați voi mai mult pe bani și să aveți senzația că nu vă intră suficiența și să atrageți chestia asta, lipsa de abundență, dar nu ar fi în mod normal o problemă pentru voi. Aici încercați să aveți grijă la felul în care voi vedeți banii și felul în care voi ați fost învățați să vedeți banii. De exemplu, banul e ochiul dracului. Oamenii răi au bani. Toți oamenii cu bani sunt foarte corupți. Lucruri de acest gen, credințe de acest gen. Încercați să vă analizați voi pe voi și să sesizați care de fapt
Care dintre aceste credințe le aveți și vă afectează viața în mod curent? Pentru că de îndată ce veți începe să lucrați cu acele credințe și pentru unii fie prin meditații, fie prin afirmații, fie prin felul vostru de a percepe lucrurile, fie prin a scrie zi de zi ce se întâmplă, cum vedeți, ca să schimbați perspectiva și așa mai departe, inhibați partea negativă, partea de scarcity, din care voi manifestați mai mult din frică și lipsă și veți ajunge să manifestați într-un punct din abundență. Chakra inimii este foarte importantă și poate avea legătură și inclusiv cu abundența voastră, în sensul în care voi puteți fi persoane care au ales să se izoleze foarte mult din cauza că nu aveau încredere în nimeni. Unii dintre voi este posibil să aveți cifra de destin 9 sau 1 sau 19 este pentru cineva aici. Indiferent de ce vreți voi să faceți, doar aveți răbdare și schimbați un pic perspectiva în bine, pentru că lucrurile bune vor urma fără îndoială. Deci pentru voi este încă din start a început foarte pozitiv. Chiar dacă aici se întâmplă să fie o persoană care nu poate să vadă partea pozitivă, recomandarea mea este să încercați să faceți un exercițiu în care în fiecare zi, seara, scrieți sau dimineața, cum voi vă mai comod, scrieți toate lucrurile care s-au întâmplat peste zi, dar încercați să găsiți o parte bună, o parte care vă ajută și o parte care vă ajută să treceți mai ușor peste fazele neplăcute, pentru că aici poate să fie vorba de o viață liniștită, o viață relativ relaxată, dar poate exista vorba de un stres, un stres care nu vă aparține, un stres cumva luat de la generațiile anterioare, ce are legătură cu banii și cu teama că nu este suficient. Nu, este întotdeauna suficient pentru toată lumea. Așa. Acum să revenim la ale noastre. Aici poate fi vorba de un proiect sau de un nou început sau cumva redirecționarea, renișarea ideii dumneavoastră, doar că o puneți un pic de rezistență, o rezistență de tipul, da, ok, dar cine vine să se uite la mine? Dar sunt destul de mulți competitori, sunt atât de mulți oameni cu atâta experiență, sunt atât de mulți oameni mai intuitivi, sunt atât de mulți oameni care comunică mai bine, sunt atât de mulți oameni care fac nu știu ce. Nu, încercați să ieșiți din chestia asta. Apropo, cifra 9 din nou este importantă aici, pentru că, după cum puteți observa, încă aici avem 2 de 9. Și încă o dată, 9, 10 întotdeauna sunt cifre de completare. Da? Voi aici trebuie să ieșiți dintr-un anume ciclu karmic. Numai un pic să beau și un pic de apă. Așa. Voi aici completați o karmă și intrați pe dharma, exact ce am zis inițial. Dar este nevoie ca voi să înțelegeți că aveți un loc în proiectul vostru, aveți un loc în acea nișă, aveți un loc în acea comunitate, aveți un loc de autoritate și putere care vă așteaptă. Voi trebuie doar să mergeți la el. Nu vă temeți, nu vă stresați, pentru că locul vostru e acolo. Chiar dacă voi vă speriați un pic acum, dar nu aveți de ce, sincer. Încercați să vă înconjurați de trandafiri roz, roșii, încercați să vă ocupați mai mult de chakra sacrală, pe cât posibil să dansați, să reușiți să echilibrați aceste aspecte în legătură cu faptul că merităm să primim. În general, ca femei, în decursul ultimilor ani, este destul de greu pentru noi să acceptăm că putem primi. Practic, societatea ne-a forțat să luptăm din răsputeri pentru fiecare lucru și atunci intrăm foarte mult pe energie masculină. Voi când intrați pe, mă rog, noi, în general, oamenii, așa, când intrăm prea mult pe energie masculină, nu mai știm să primim. În momentul acela pot exista anumite blocaje pe chakra sacrală. Chakra sacrală se referă la feminitate, la creativitate, deci atenție la creativitate.
și la felul în care voi apreciați plăcerea, relațiile și așa mai departe. Vă poate ajuta foarte mult dansul, exprimarea creativă de orice tip și să vă bucurați în general de viață. Să alegeți în mod constant să vă bucurați de prezent și de viață. Bun, pentru primele 10 zile, când voi alegeți să stați în solitudine mai mult decât de obicei, nu vă văd să stați degeaba. În sensul în care unii dintre voi probabil stați să învățați, probabil pentru voi sesiunea este aproape, pentru unii licența, dizertația și așa mai departe vă așteaptă, sunteți un pic panicați, un pic anxioși, un pic temători și vă pregătiți încă de acum pentru aceste lucruri sau poate exista un alt examen sau altă provocare pentru care voi trebuie să vă pregătiți și văd că vă pregătiți cu siguranță. Atenție însă să vă păstrați un echilibru între odihnă și muncă, pentru că nu prea văd acest echilibru la voi. Voi sunteți fie stați, fie munciți, nu există pauze, nu există un echilibru, oare un echilibru cumva să puteți lucra termen îndelungat. Nu știți să faceți. Nu înțelegeți în profunzime noțiunea de pauză și dacă luați o pauză tot faceți altceva legat de domeniul vostru, tot ceva într-acolo duce și dacă luați o pauză de la învățat începeți să munciți și dacă luați o pauză de la muncă începeți să învățați, deci nu, nici de cum nu vă dați voi o pauză și asta poate să aibă repercursiune asupra felului în care voi vă simțiți de pe o zi pe alta. Poate apărea un fel de sentiment de apăsare sau de detașare sau de scârbă față de tot ceea ce se întâmplă în zi cu zi. Asta e pentru că nu reușiți să vă odihniți, că trebuie nu reușiți să vă luați pauza necesară. Ca și sfat, avem soarele, ceea ce înseamnă că lucrurile oricum sunt. Pentru voi lucrurile sunt asigurate. Singura cerință a voastră este să vă regăsiți centru și să vă concentrați un pic mai mult pe bunăstarea voastră, pe odihna voastră, pentru că voi puteți ajunge foarte rapid în energia împărătesei, iar în momentul în care voi sunteți în energia împărătesei, reușiți să atrageți orice vă doriți. Mai ales pentru persoanele care se găsesc în ipostaza de a avea un examen care se apropie, încercați să aveți grijă de voi ca ulterior corpul vostru să vă servească la acel examen, pentru că unii dintre voi aveți obiceiuri de a învăța un pic barbare față de corpul vostru, iar corpul vostru riscă să cedeze chiar înainte de examen. Asta pentru unii poate să fie vorba de memorie, că poate exista anumite pierderi de memorie chiar înainte examenului din cauza stresului, pentru alții poate să fie vorba de faptul că poate. E posibil să vă simțiți un pic ciudat. În corp. Aici este ceva destul de ciudat în legătură cu corpul, în sensul corpul vostru reacționează foarte negativ la stres. Unii dintre unele femei de aici este posibil ca, din cele care muncesc extra mult, să fie însărcinate și atunci corpul să nu reacționeze deloc bine exact în preajma examenului pentru că deja l-ați supus la prea mult efort. Atenție, pentru persoanele care vor să conceapă un copil, se gândesc la a concepe un copil cu toate că au acest mediu haotic sau care pur și simplu se lasă un pic mai la risc. Atenție la acest aspect pentru că dacă vă simțiți un pic mai ciudat și există această posibilitate, ei bine, ar fi bine să luați o pauză, știți? Acum, decizia e voastră. Să vedem pe la mijlocul lunii. Turnul, rege de săbii, rege de pentagrame și 6 de bâte. Bun, deci pentru voi va exista un șoc, o veste, sincer aici zic că e o veste, din partea unei persoane, poate să fie o persoană din zodie de aer care cumva vă șochează, dar vă face și foarte fericiți, poate pentru unii să fie chiar rezultatul examenului și sunteți foarte, foarte ok, sunteți pe cai mari, sunteți mândri de voi, de ce ați realizat și așa mai departe. Dacă aveți îndoiel, dacă în perioada 10-15 iunie veți trece examenul cu tare, da, îl veți trece majoritatea dintre voi fără probleme.
Bun. Legat de ultimele 10 zile, când intrați voi pe linia voastră de destin, unii dintre voi este posibil să începeți cu o platformă, o platformă nouă, sau să vă descoperiți un talent nou și să mergeți direct public cu el, ca și cum să zicem, învățați să produceți muzică de pe calculator, creați melodiile, încărcați pe YouTube sau altă platformă de streaming, sau învățați sau doriți să vă concentrați mai mult pe a scrie, începeți să creați povești, statusuri și așa mai departe și direct postați online pe măsură ce scrieți acele lucruri și urmează să se publice. Până să faceți de publicat un volum întreg, va dura, va fi un proces care va dura, dar între timp voi veți atrage deja o mulțime de persoane care vor fi îndrăgostite de dreptul de felul vostru de a exprima lucrurile, de a spune lucrurilor pe nume și așa mai departe. Acest lucru vă poate debloca vouă anxietatea din nou, încercați să aveți grijă la anxietate pentru că nu este ok și vă poate bloca din a realiza anumite lucruri. Pentru toate persoanele care au de gând să-și facă cont sau să înceapă ceva de tipul platformă și sunteți în balanță, în sensul în care, nu știu, să zicem, cineva vrea să înceapă tarot sau vrea să înceapă un tip de etalare sau vrea să înceapă meditații sau vrea să înceapă, nu știu, un vlog personal, este o perioadă foarte propice în luna iunie să începeți acest lucru și să o faceți, dar să o faceți numai în momentul în care vă simțiți inspirați să o faceți. Nu să o faceți rutină care vă blochează, nu, să o faceți când vă place vouă să o faceți și vă va aduce la satisfacție. Chiar dacă vi se pare vouă că evoluția este lentă, nu este atât de lentă. Ideea este că voi ce creați acolo va fi calitate și atunci va fi nevoie de mai mult timp. Și acum să vedem pentru sfaturi. Ce sfaturi avem în fiecare perioadă? Oferă cu gratitudine și grație. Ai încredere în adevăratul mister. Iubirea este peste tot în jurul tău și lasă-te să strălucești. Ce mi se pare foarte important și foarte interesant, de fapt voiam să zic, este lasă-te să strălucești împreună cu destin, în sensul în care, da, e vorba de acea platformă, să vă lăsați să fiți vizibili, să nu mai aveți teamă să fiți văzuți făcând activitatea aceea care vă place. Eu acum caut steaua, că am avut-o un pic mai devreme aici, ca să vedeți ce frumos se leagă cărțile noastre. Așa, am scos nebun. Oh, Doamne. Așa. Și ce frumos se leagă cărțile noastre și ne arată faptul că destinul vostru este undeva în fața lumii, prezentând ceva, arătând ceva, vorbind despre ceva. Aveți curaj pentru că lucrurile vor lua o întorsătură foarte bună pentru voi din acel moment. Aici există o singură persoană care îi spune asta. Nu știu dacă o să mai țin aminte canalul după ce vede această etalare, pentru că este aici văd o persoană care este destul de sceptică în legătură cu asta și care n-are nicio treabă cu un anume domeniu. Însă, aici în această lună, pentru o persoană care este balanță, aș putea spune că va exista o propunere neașteptată pentru a fi ceva în parte de fotografie, actorie, modeling, ceva de acest gen, dar care o să evolueze foarte, foarte, foarte mult într-un timp foarte scurt. Ideea este că persoana asta, deși se uită la acest videoclip, nu vă să creadă foarte mult. Aici e mai mult pe bază de cumva recomandare din partea unei prietene care tot timpul o ajută cu sfaturi, recomandare. Această prietenă pare să fie o persoană mai deschisă la păr sau să aibă o culoare deschisă, dar să nu fie una naturală, în sensul să aibă o culoare un pic mai trăznită, să zic așa. Bine, eu sunt adepta culorilor trăznite, deci cel puțin suntem două. Așa. Bun. Altceva? Nu cred că mai am de transmis aici. Cred că e timpul să trecem pe parte de carieră și iubire.
pentru carieră. Bun, aici pentru persoanele care lucrează de foarte multe timp la o anumită firmă și se simt ca fiind cu locul de muncă foarte stabil, au rol de conducere foarte important până la, hai să pot să zic, aici vorbim de manager regional, sectorial, ceva de acest gen, sau director general, ceva de acest gen, dar persoana este foarte sigură și lucrează de ceva ani pe firma aceea. Atenție, pentru că aici poate urma o mare dezamăgire prin care anumite persoane încearcă să vă obțină postul, chiar dacă nu vi se pare că sunteți amenințați, atenție, căscați ochii, uitați-vă bine în jur, pentru că cineva acolo e cu ochii pe voi și atenție că vrea să vă ia locul și este cumva... Două secunde. E o persoană pe care voi e posibil să o ajutați, destul de regulat. Bun. Pentru iubire. Nu vă văd sub nicio formă atât de, nu știu, aici fie sunteți blocați într-o relație și nu vedeți cum să ieșiți din ea, și nu vă place absolut nimic, vă rănește tot mai mult și nu vă ajută cu nimic. Îmi pare rău că văd o etalare atât de clară spre negativ, așa. Fie este vorba de faptul că voi sunteți persoane singure și acum trebuie să luați o decizie dacă să vă vedeți mai departe cu cineva sau să vă mai luați timp pentru voi. Eu aș zice că aici este nevoie de mai mult timp pentru voi pentru a reuși să vă vindecați toate lucrurile pe care încă nu ați reușit să le integrați pur și simplu. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această detaliere și să ne revedem cât mai curând. La revedere!